Crezi că există un secret al longevității? Nu te invit să dai niciun click. Doar te rog să rămâi aici. Informația pe care vă dau acum, este vorba despre un premiu Nobel, a ținut inima unei găini care normal trăiește doar 5 ani. 27 de ani în viață și băteam cu tine. Știi că scandalăgii trăiesc mai mult decât cei care se consumă. Deci am putea trăi 140. Da. Acest corp al nostru este ca un cal de curse. Dacă tu azi spui așa mâine, așa apoi mâine, așa, corpul tău nu mai înțelegi nimic, e clar, corpul nu te mai ascultă. Nu te mai ascultă pentru că tu nu l-ai ascultat pe el. Creierul este o mașină care trebuie să intre în service în fiecare zi. Dar serviciul este deschis doar de la 10 la 12 Din punct de vedere celular, ai trei căi ca să scapi de stresul psihic ai luptă, fugi sau ignoră. Am văzut un ruibiș care au atacuri de panică. Este înspăimătător un munte de om care începe să tremure și e frică de nu știu ce. Când auzi atacuri de panică, tiroidă, este o veste, eu cred că este cea mai bună veste pe care o poți să o dai cuiva. Salut! Astăzi vorbim despre Perseverență, care rămâne ferm într-o idee, care stăruie cu răbdare într-o acțiune, în convingeri, în atitudini, în muncă, care nu se descurajează în fața dificultăților, stăruitor, tenaci. Suntem în secolul ultra-vitezei. Vrem totul aici și acum. Să fie repede! Știi, toate campaniile de marketing se concentrează pe a te convinge că soluția e atât de simplă încât e la doar un clic distanță. Perseverența înseamnă să ieșuiești de 19 ori și să reușești a 20-a oară. Păi stai, parcă ziceai că după clic se rezolvă problema. Niciodată clicul nu îți rezolvă problema. Ce faci cu soluția oferită determină rezultatul. Altfel, ai dat și clic, poate ai dat chiar și bani, iar problema rămâne acolo. Efortul își arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească, ne spun Napoleon Hill. Ce efort ești dispus să faci pentru a-ți atinge obiectivele? Vrei să-ți păstrezi sănătatea? Să răstână. Să ai succes? Să ai bani? Să ai relații bune? Să ai o stare bună interioară? Trebuie să accepti că necesită un efort, răbdare și cunoaștere. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. Așa e, nu a existat niciodată mai multă informație valoroasă gratis. Și totuși, de ce ești lipsit de motivație? De ce te-ai descurajat? De ce te-ai oprit? Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri, ne spunea Kennedy. Thomas Edison a patentat numai puțin de 1093 de invenții. Ai zice, wow, un geniu. Da, da, exact, un geniu, dar nu a reușit din prima. Nu am dat greși, ci pur și simplu am găsit 10.000 de idei care nu funcționează, ne spune Thomas Edison. Probabil că și tu ai încercat de 2-3 ori, n-ai văzut rezultate și ai renunțat. Când înțelegi că totul depinde de tine, atunci viața ți se schimbă complet. Nu trebuie să te împingă nimeni, indiferent de ce vrei să realizezi. Toată lumea știe că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu știe acest lucru și le realizează, ne spune Albert Einstein. Crezi că există un secret al longevității? Nu te invit să dai niciun clic. Doar te rog să rămâi aici. Te aștept să interacționăm. Reacțiile pentru invitatul de astăzi au fost excelente, așa că am ales să-l chem iarăși în emisiunea la noi. Adrian Vornicu. Onorat de prezență. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Ce faceți de vă păstrați părul negru? Nu este un scop în sine, dar este adevărat că mă amuză că până și asta poate fi reabilitată într-un anumit mod. Aș putea să spun și cum, este mare lucru. Folosesc o substanță care până acum 7-8 ani în România se folosea doar la a dat pe străzi pentru dezăpăziți. Se numește clorura de magneziu. Sarea nigare cu care se face brânza tofu, e sare nigare, pui 10 grame la litru, este un naturoterapeut francez, Marie France Müller, care a scris această carte, Clorura de magneziu, un remediu miracol necunoscut. Era folosită de doctorul francez Pierre Delbet pentru a vindeca tăieturile de baionetă cu uraniu radioactiv. Și această clorură de magneziu care se dă doar pe străzi, dacă o folosești în a clăti părul în fiecare zi, el se mai și negrește. Ați descoperit cumva secretul longevității? Cred că sunt. este la plural, sunt secretele. Dacă ar fi doar unul. Un, secretele. secretele. Despre asta sper să acoperim cât mai mult astăzi în discuția noastră. La ce vă gândiți prima dată când vorbim de longevitate? Prima dată mă gândesc și am să citez pe savantul francez Alexis Carel care a plecat din Franța și a ajuns în America să fie medicul personal al familiei Rockefeller, premiu Nobel în 1914 sau 1912, care a spus un lucru. Nu adăugați ani vieții, ci viață anilor. Adică? Asta. Asta este scopul. Nu atât durata pe care o trăiești contează, ci cum trăiești acei ani. Pentru că dacă îți faci un scop în sine în a trăi cât mai mult, atunci pierzi din acel... Acum, să-mi fie scuzate franțuzismele, joie de vivă, bucuria de a trăi, nu ține de durata anilor neapărat. Dar dacă vom trăi și mai mult, și mai împliniți, și mai fericiți, cu atât mai bine. În românește avem dictonul dacă nu rămâi tânăr îmbătrânește. <laughs> Varianta simplistă. <laughs> Când arăți tânăr, ești și sănătos? Când ești tânăr, e sănătos, pentru că poți să arăți tânăr, dar să nu fii. Păi e asta... un joc de cuvinte, dar foarte mulți lucrează, foarte, lucrează, mult la aspectul exterior, dar sănătatea, longevitatea ține de, ține de un cumul de factori, ține de o totalitate. Organismul uman nu poate fi nu poate fi remediat sau nu poate fi îmbunătățit pe un aspect, pe un palier. Trebuie să, trebuie să lucrezi la tot organismul odată. Și atunci, această vitalitate este exprimată într un mod discret. Nu trebuie să epatezi prin mușchi, prin ochi, prin păr, prin buze, prin fiecare cu ce vrea să epateze, ci ține de o emanație, o aură de vitalitate. Deci un echilibru în mai un echilibru. multe aspecte ale vieții. Cumva. Exact. Exact. Dar ce înseamnă de fapt să fii longeviv? A fi longeviv înseamnă a respecta ciclul biologic care îți oferă o marjă uh, biologică de longevitate și, foarte pe scurt, se numește limita lui Heiflich. Din momentul în care tu, ca și ovul, ai fost fecundat, ai 70 de replicări, se numește limita lui Heifrick. Deci celula, dacă o pui în 70 laborat, de replicări? Replicări celulare. Asta înseamnă că celula primordială, ovulul care ai fost, se va replica de 70 de ori. Și este foarte simplu. Faci 1 doi, 2, 2, 2, 4, 4, 8, 16 și dacă calculezi la puterea 50, o să vezi că este numărul de celule pe care le are un bebe la 4-5 kg. Ai consumat 5 de replicări. Până, din momentul în care s-a tăiat cordonul umbilical, mai ai 20 de replicări la dispoziție. Înseamnă că ai o rezervă de celule STEM care permite celulelor tale să fie înlocuite, acele 10.000 de miliarde, să fie înlocuite de 20 de ori până mor. Și atunci dacă știi vârsta media a celulei, 0 în intestin pentru că sunt 3 zile și vom vedea importanța și 14, 20 de ani în creier, facem 0 plus 14, împărțit la 2, ai 7 ani vârsta medie a celulei. De aceea se spune că la 7 ani tu ești altul. Ori 7 ani cu o rezervă de 20 de înlocuiri pentru fiecare celulă, 140 de ani vârsta maximă. Aceea înseamnă longevitatea. Trebuie să trăim 140 de ani. Deci am, am putea trăi. Deci am putea trăi 140. Da. da. Ca dovadă că Henri Coandă, și o să revenim puțin aspectul, era fascinat de populația din Hunza, din munții din Tibet de acolo, unde femeile nășteau la 80-90 de ani. Copiii erau fertile. Nu știu, este adevărată. Da, da, foarte adevărată. Pentru că pare o poveste și am mai citit și eu diferite articole, și dar se, și se explică foarte bine. Se explică foarte bine. Există chiar un studiu unde persoanele cu aceeași alimentație, cu tot cu frigideri, au mutat doar undeva la munte. Doar mergând acolo la munte, respirând aer curat, trăind departe de aceast, această presiune pe care o avem în marile orașe, ajung deja să scape de unele boli care îi păreau cronice și să trăiască mai mult. Dar în speță, ceea ce trebuie să urmărească cineva care vrea să fie lungeviv, este să trăiască firesc și să respecte cele 20 de replicări celulare. Și vom vedea care sunt impedimentele. Astăzi, la această longevitate firească și naturală. Deci asta înseamnă că noi facem ceva greșit și nu mai reușim să ajungem la cele 20 de replicări. Să vedem de ce. Prima dată este bioritmul. Bioritmul nostru de viață Face ca această discrepanță, pe mine m-a frapat, de ce în intestin sunt celulele care mor în 12 ore, altele mor maxim 3-5 zile, dar aceleași celule STEM, pentru că organismul uman până te naști, este ca un stup de albine, unde toate albinele nasc pui. Într-un stup normal, doar albina matcă face pui. Albina lucrătoare moare, îmbătrânește și este sterilă. Și atunci tu când te-ai născut, se taie cordonul umbilical și rămâi cu acest proces de celule STEM. Și eu mai am pus întrebarea dacă aceleași celule fabrică și neurone și celulele intestinale și pulmonare și celulele cardiace. De ce mor atât de repede în intestin? Înseamnă că acolo este secretul, pentru că dacă noi economisim celulele în intestin, asta înseamnă că acele celule STEM vor fi disponibile pentru replicări celulare în creierul nostru, în inima noastră și vom fi mult mai longevi. Principala problemă a, principalul blocaj al longevității, este că nu ne respectăm ora de masă. Că... Deci am intrat deja pe cauze. Am intrat pe cauze. Pentru că dacă acolo ai o uzină și vezi că lucrătorii pe care i-ai angajat, într-una din secții, se îmbolnăvesc pe capete foarte repede. Și în altă secție, la 14 ani, schimbă lucrători. În altă secție, la 3 zile, cad bolnavi. De ce? Asta înseamnă că se întâmplă ceva cu alimentația noastră. Și îți dau un exemplu. Eu m-am uitat puțin la ce s-a întâmplat și cum au supraviețuit cei care au fost în condiții extreme, în terențele comuniste, în anumite închisori, etc. Și am observat că, paradoxal, cei care au rezistat și mental, vom vorbi despre mental, au fost foarte longevi. Ori în închisoarea respectivă nu era nimic nutrițional de invidiat, era o chestie, o supă putrezită, niște ovăz, dar era dată la ore Eu la toți spun la fel. Ai un lup aici, un iepuri în stomac și furnicuți în intestin. Dacă vrei să iei un proces, să spunem, un butuc, vrei să-l prelucrezi, Bun, lupul îl poate sparge, iepurile îl poate fragmenta și atunci la furnicuțe ajung. Dar dacă tu nu mănânci la oră fixă și nu ai acid gastric, asta înseamnă că furnicuțele, celulele din intestin, vor trebui să lucreze cu macromolecule pe care foarte greu le vor. Vor trebui 300 de celule în loc de 3 ca să rezolve problema, pentru că acele molecule nu au fost bine digerate la nivel stomacal și atunci este un efort imens care le depășește. Deci acidul gastric vine la ore fixe? Da, da. Și vine la ore fixe, trebuie să știi cu trei de mână înainte când mănânci. Cine a făcut armata știe lucrul ăsta. La 12 fără 10 fierbea burta de foame. <laughs> Și aici care al doilea secret. Deci acesta este primul secret al longevității. Pare bazic, dar acesta este. Dacă faci economie de celule stem pentru intestinul tău, acele celule stem vor fi disponibile pentru toată durata vieții tale. Și acum am să spun un lucru. Am avut onoarea să cunosc, cunosc, pe maestrul Ion Iremescu, care are muzeul în Făteceni, orașul meu natal. Maestrul Iremescu avea atunci 99 de ani sau 100 de ani și soția lui 98, 2 ani diferență. Și întreb, maestre, care este secretul longevității dumneavoastră? Și mi spune, n-am întârziat masa în viața mea mai mult de un sfert de oră. M-am uitat așa, nu știam ce să mai spun. Și atunci cineva care era cu mine întreabă, dar nu vă supărați, a prins al doilea război mondial cu acele greutăți, cu... Cum ați făcut în timpul războiului? Și a răspuns soția lui. Și i-a răspuns cumva lui, așa retoric, și îi spune, auzi, dragule, te parcă în război n-ai voie să mănânci la oră fixă. Am rămas mască. <laughs> Primul și cel mai important este ora de masă. Și eu o aplic de vreo 90 de ani cu strictețe sfert plus am avut ocazii în care și am avut... ați simțit niște îmbunătățiri, niște extraordinar, efecte extraordinar, extraordinare. Efect? Este o economie, este o Mănânci, ai energie imediat, se reduce durata somnului dormi de două ori mai puțin, energia este, se dublează, se triplează. Programul meu este, dacă mă culc la 9, 9 jumătate, la ora 2, 3 noaptea, membrii grupului meu, că sunt 100 de mii, știu lucrul ăsta, mă văd că eu încep să răspund la 2, 3 noaptea. Vara la 1, 2, Bun, iar la 3, a, Și 4. a dormit iarăși spre dimineață? Nu mai, nu mai. După amiază la 12, 1 încă. Este foarte important și somnul de după amiază să rupem. Știu că undeva în zilele astea chinezești, etc., ia pe tot și îi pune la orizont. Astăzi nu a dormit. Astăzi, se, ba da, de la a... 12 la 1. Unde? La 1 fără 5 am alarma pe telefon. La sediu, la fel. La 12 la 1 mi-am făcut somnul. Bineînțeles că l-am făcut. Tot în acest secret, corpul, ați auzit de bateriile alcaline. Corpul are, la fel, funcționează cu sodiu și cu potasiu, funcționează cu acest echilibru, se numește echilibrul, toată lumea vorbește de alcalinizare. De fapt, este un echilibru când în interiorul celulei ai un pH acid, alcalin. Echilibru acid acidobazic. acidobazic. Foarte bine menționat. Și cum se formează acesta? Și ține tot de ora de masă. Foarte pe scurt. Fiecare celulă expiră acid carbonic H2CO3. Dacă mănânci la oră fixă și poporul român te primea cu pâine și sare, pâine și sare și un ulcior cu apă, dacă ei sare și apă înainte de masă, atunci furnizez corpului solventul apă, furnizezi ionul de clor din sare și atunci acidul carbonic care de la fiecare celulă linfatic sanguin se adună în preajma stomacului, disociază H2CO3, un hidrogen, îl lipești la clor, ai acid clorhidric. Doar așa se formează. Dacă mănânci la o oră fixă și apă și sare înainte de masă. Și minunea se întâmplă la o oră după masă. Nu am găsit în niciun articol în limba română expresia maree alcalină postpranială. La o oră după masă, disocierea acidului carbonic, H2CO3 minus hidrogen, înseamnă bicarbonat lichid. Jumătate de litru de bicarbonat lichid se varsă din stomac până la ultimul degețel, la o oră după masă, și țărei alcalinizează corpul. Pentru că în corp nimic nu se pierde, totul se transformă. Și de aceea, acest acid carbonic, el trebuie să funcționeze în formă de expirație acid carbonic, revine bicarbonat, revine acid carbonic, este un flux reflux care trebuie respectat. Acesta, și am atins aici plenar, primul secret al longevității. Masa la oră fixă pentru a declanșa marea alcalină postpranială. Aceasta este prima, prima, condiție. Păi bun, și concret, beți apă înainte de, de masă. de oră de masă m-am oprit. Nu se mai bea apă la, până la o oră. După ați vorbit noastră. de sare. Și ei sare după 5 minute, pui un bob două de sare pe limbă, cât vezi că reflexul salivar îți permite, poți să pui degetul ud în soliță, pui sare și dacă îți mai primite o dată, mai iei o dată și apoi te-ai oprit. Vine ora mesei și o să vezi că în 3 săptămâni se formează reflexul gastric când îți sfârie burta de foame, cum se numește în popor. Și atunci știi că trebuie să mănânci. Acolo este momentul în care trebuie să mănânci, pentru că acea mâncare bine ionizată, digerată, va intra sub formă de pastă și revenim, celulele stem, vor sta în banca lor. Sunt foarte multe femei care ne urmăresc. Și probabil s-ar întreba, eu oricum rețin apă, dacă mai pun și sare, ce fac? Da, reținerea apei este din cauză că nu respectă ciclicitatea utilizării sării și a apei. Ele trebuie utilizate separat. Aici este problema. Deci nu împreună? Nu împreună, se iau separat. Se să știi să iei apa și sare. De exemplu, dacă ai luat apă, sare, după aia la masă nu mai bei apă, că diluiza acidul gastric. La ce distanță iei sare? Eu aș recomanda, și pentru sportiv este valabil, un sfert de oră între ele. Apă, sare, apă, Deci sare. Am, am, băut un pahar cu apă. Da, după un sfert de oră iei sare sau e un fruct. E suficient un pahar cu apă? Da, nu mai mult. Ok. Am pus un bob de sare, după un sfert de oră. Un iar... bob, două, trei, zice, cât îți permite reflexul salivar, da. Iar după alt, alte 15 minute pot să și mănânc, da, corect? Da. Asta ar fi primul lucru, bioritm. Apoi, avem calitatea apei. Ar trebui o emisiune întreagă despre apă, dar asta este noțiunea principală. Eu am studiat bioelectronica în Franța și era pe frontispici acolo scris apa este importantă prin ce duce, nu prin ce aduce. Apa este foarte important să scureți, ea este solvantul universal, să curețe ceea ce are de curățat din corp. Deci este interesant de a bea o apă cât mai pură și nu neapărat dacă o bei minerală, să o de la izvor, din sursa respectivă, ca să beneficiezi și de acele minerale. Apoi avem aerul. Vorbeam de acele persoane care la munte. puțină lume conștientizează că la fiecare metru cub de aer respirat, respiri 2 litri de apă. Un metru cub de aer, 2 litri de apă. Și în medie o persoană statică respiră 2 metri cub pe zi, o persoană dinamică care face 4 metri cub. Deci noi avem foarte mulți litri de apă. Pe care îi respirăm. În același timp îi și transpirăm. Și eliminăm. Ori, acea apă este o apă pură. Dacă stai undeva unde aerul este pur. Dacă nu stai undeva unde aerul este pur, cu atât mai multe să fie apa ta pură, pentru că eu aveam o glumă. Ștefan, Cebare nu prea bea apă? El cam bea vin, dar el își lua apă pură, pentru că intracelular ai nevoie de o apă foarte pură. Extracelular ai nevoie de o apă și cu minerale și cu de toate ca să-ți faci funcțiile. Dar corpul știa să-și ia apa pură, din respirație, din cei doi litri de apă, pe care astăzi nu-i mai avem în marele oraș și atunci ai interesul să bei o apă pură ca să uh, faci puțină redundanță, să, să iei puțin din uh, sarcina intracelulară, unde nu mai ajunge apa pură din respirație. Este eu, foarte important. Eu de asta nu am mai auzit, că iei apă din aer. Am studiat metagenomic airborne și pot să vă spun că în același timp, la fiecare metru cub de aer, respirăm 5500 de virus și 20000 de bacterii. Tot din aer. Aerul este foarte bogat. Depinde și unde stai. Dar sunt, ceea ce se numește respirianism, dacă nu mă sunt persoane care doar cu aer. Destul de documentate la modul, au fost studiate, au fost verificate, dacă nu trecea, luni. Trăiesc doar cu aer? Doar cu aer, da. Se numește respirianism. Avem nutriția, am menționat-o. Ați laca. vorbit despre apă, despre aer. Da? Și la nutriție aș mai aduce ceva. Dacă tot este vorba că aici este secretul celulelor STEM ar fi bine ca acele alimente să fie predigerate, ca și cum mama mestecă pruncului. Ar fi bine să mâncăm secretul murăturilor române, secretul pâinei dospite, bacteria respectivă îți mestecă pâinea înaintea ta. Deci vorbim despre probiotice? Vorbim despre alimente lactofermentate, să numesc. Este un doctor German Johannes Kuhl care a scris o carte, Alimentul Ideal, chiar un fost cancelar al Germaniei, și că s-a vindecat de cancer mâncând acea pâine, acea făină fermentată de el conține acid lactic de extrojir. Am scris un articol despre tema asta, se numește Alimentele lactofermentate, terapie anticancer. Este un secret acolo. Aceste alimente fermentate, fabrica acid lactic de extrojir. nu vreau să fie prea complicat, dar am să vă spun un lucru. Fiecare moleculă are o polarizare optică a luminii. Ori, celula canceroasă face același lucru. Fabrică acid lactic, doar că îl fabrică levojir pentru că lucrează anaerob. Și atunci când aceste două forme se întâlnesc, având sensuri contrare, dextrojit de, de dreapta, alevojit de stânga, ele se blochează unele pe altele. La fel face și mușchiul sportivului, în anaerobie, când efortul este intens, celula nu mai are timp să respire și atunci se oprește cu fermentația glucozei, acidul piruvic, se oprește la acid lactic. Și după cum s-a văzut, toată lumea vorbește de cancer în mediul acid, etc. Mușchiul este cel mai acid țesut, dar nu face cancer. Ai cancer la os, care este cel mai alcalin. Sunt N cazuri, dar nu auz de cancer la mușchi, din cauza acidului lactic. Este un secret pe care dr. Johannes Kuhl, când și-a dat seama că acidul lactic, acesta blochează acidul lactic cancerigen, în România am văzut doar o referință la dr. Pavel Chiril într-un articol, și-a dat seama că murăturile, pâinea fermentată, aceste făinuri pe care le fac fermentate câte 7-8 luni, cane brutrung se numește în Germania, fac o pâine timp de 7 luni, o lasă să se fermenteze 7 luni, au acid lactic de extrojiri. Deci este interesant, revenind la lucrurile bazice, ce putem face. Lăsați orezul 24 de ore în apă să fie hidratat bine. Fiecare hidratare unui element, fiecare respectarea unei etape, lasă să crească, a luat acolo 2-3 ore, lasă murăturile să se facă corect. Tot ce poți hidrata, hidratează corect, vei facilita sarcina furnicuților din intestin, care vor fi mai longevive și îți vor lăsa celulele stem să Servească cu celule de schimb pe toată durata vieții. Chefirul de lapte, combucea, toate aceste alimente lactofermentate, și ele sunt la fel în tradiția populară, sunt extraordinare. Au cumva cheia cei din lumea orientală, pentru că lasă foarte mult carne la macerat? Da. Poate să fie ok și aici? Despre asta vreau. De exemplu, indieni americani mâncau labele de urs, tăiau labele la urs, le puneau sub șaua calului și când apăreau viermi în carne, atunci le găteau. <laughs> Sună, atunci erau cele mai gustoase. Trebuie lăsată carnea la procesat, orice aliment trebuie lăsat, pentru că de ce? Ceea ce fac bacteriile în intestinul nostru, fac bacteriile și în afara noastră. Dacă lași acele bacterii să lucreze în chefir, în murături, în pâine, ele păreau sarcina furnicuților din intestinul nostru și îți furnizează o hrană predigerată, ceea ce iarăși ajunge la punctul principal, limita lui Haiflick, îți permite celulelor noastre să uh, stem să fie mai longevive. Da, sună un pic uh, dubios așa când te gândești că mănânci o mâncare care e aproape digerată ca să nu mai diger tu. Nu spun românii muieții posmagi de la ei Asta e secretă. Dacă ți-am muia posmagii, trăiești mult și bine. Nu vă pot contrazice, sunteți din zona, așa da, că nu... Da, da, uh, mai avem și electrosmogul și electrosmogul Aș vrea să menționez ceva foarte foarte concret și pertinent. Deci, profesorul Martin Blanc de la Columbia University a demonstrat că, în prezența unui telefon, respectivele celule intrau în diviziune de patru ori mai repede. 3,7 este cifra din studiu, ceea ce înseamnă că celulele tale STEM trebuiau să înlocuiască acele celule cu o viteză de patru ori mai mare. Ceea ce înseamnă că longevitatea ta scade la un sfert, scade. Datorită polului electromagnetice, am făcut o emisiune despre așa ceva. Chiar îi rugăm pe telespectatori da? să, să caute, caute pe internet, pe YouTube, emisiunea, pentru că după această emisiune noi am avut reacții extraordinare și ar fi păcat să, să, nu, acolo, să azi, nu vedeți. Acolo sunt soluțiile, dacă înțelegem acest lucru, evităm această replicare, pentru că iarăși ne întoarcem la celulele STEM. Și să spunem că în aceste patru aspecte, aer, alimentație, electrosmog, calitatea apei, am văzut care sunt impedimentele. Bun, dar dacă vorbim despre care ar fi măsurile anti-îmbătrânire obligatorii pe care ar trebui să le avem? Măsurile obligatorii, dar să le faci din plăcere și cu pasiune, acțiunile noastre toate pleacă de la nivel mental. Este un fel de șpagat între trecut și viitor. Stăm într un șpagat între regretele trecutului Stăm cu celălalt picior în modelizări, în general, negative ale viitorului și nu mai avem energie pentru astăzi. Iar astăzi suntem blocați în unele situații pentru că primim multe sarcini într-o zi, primim multe uh, blocaje și atunci noi trebuie să facem o selecție. Dacă ne rămânem uh, blocați pe o situație la care nu avem rezolvare imediată, este foarte prejudiciabil. Trebuie să facem nu trebuie să fim în defensivă, trebuie să facem tot ce putem pentru a îndeplini un număr mai mare de sarcini, dacă ne le-am propus, dar să nu rămânem crispați, ăsta este cuvântul crispat, pe ceva la care nu avem soluție, pentru că am pierdut energia cu regretele trecutului, cu modelizările viitorului, mai pierdem energia minimă care a rămas pentru o sarcină care nu avem atunci rezolvare, și vei vedea că dacă te ocupi de altceva, treci la altceva ca să păstrezi dinamica, atunci respectiva problemă se rezolvă de la se sine? rezolvă de la sine când va trebui să se rezolve. Dați-mi un exemplu. Da, nu există hazard. Aici am spunea că hazardul este amprenta lăsată de perfecțiune la locul faptei. Ca să explic concret lucrul ăsta, ar trebui să fac o mică diversiune în fizica cuantică, dar merită făcută. Haideți să vedem un lucru. Sunt câțiva savanți care au înțeles niște lucruri. Heisenberg cu principiul de incertitudine. Apoi îl avem pe matematicianul Gödel cu teorema incompletitudinii, matematicianul Bell cu inegalitățile. Ce vreau să spun aici? Ceva foarte simplu. Ei au demonstrat că la nivel cuantic, acolo unde lumea se produc procesele la 10 minus 40 secunde, particulele acelea nu putem ști nimic despre ele. Se mișcă total în ghilimele, aleatoriu, nu le poți măsura, e ca și cum ai avea o pasăre într-un copac, este pe am două creci în același timp, pisica lui Schrodinger trece de pe o cracă pe alta, nefiind total pe o cracă, nefiind total pe alta, este potențial și aici și acolo. Și atunci întrebarea pe care matematicianul român Basarab Niculescu a pus-o și a rezolvat această ecuație uh, prin cartea pe care a scris-o, ce este realitatea, a demonstrat că, și aceasta ne va ajuta foarte mult în acest spagat despre care vorbim, că odată ce? La nivel cuantic, aceste particule sunt peste tot în același timp, se mișcă total indeterminate, etc. Și totuși, la nivel macro, firul meu de păr este la locul lui, scaunul acesta este la locul lui. Asta înseamnă că, și este o veste, eu cred că este cea mai bună veste pe care o poți să o dai cuiva, că lumea n-a fost creată la Bing Bang, așa cum s-a spus până acum. Lumea este creată în fiecare clipă, pentru că dacă acele particule, ele se comportă total aleatoriu, și totuși, la nivel macro, tu vezi lucrurile într-o armonie, pentru că este vorba despre armonie, concluzia profesorului Basarab Nicolescu, este membru al Academiei Române, a fost că lumea este creată în fiecare clipă. Și atunci, dacă lumea este creată în fiecare clipă, pentru că acel creator, vorbim de intelligent design, aici vorbim doar de știință, nu de altceva. A fost măsurat, profesorul meu Aspect în 94 la cel nu francez, a măsurat această instantaneitate a deplasării fotonilor, a deplasării informației între fotoni. Dacă eu știu că la nivel cuantic acel inteligent design creator, putem să spunem cum vrem, putea să pune niște legi acolo ca în lumea macro, o săgeată are un 100 de grame, trasă cu viteza respectivă, se duce la 2 km. N-a pus nicio regulă acolo. Stăm, ne uităm și nu ne vine a crede că totul se mișcă aleatoriu și totuși, de fiecare dată când previm la nivel Este într-o ordine perfectă, cumva. Este o ordine perfectă. Și atunci, vestea că acel creator inteligent design creează lumea, fie clip, nu lumea, trebuie să ne gândim în felul următor, creează fiecare fir de păr a meu, fiecare leon se ocupă de el în fiecare clipă, atunci cum pot să mă mai tem eu că pe lumea asta să a evit ceva, un impediment în fața mea, care eu nu-l pot rezolva. Dacă depășim acest lucru în viața noastră, este o energie extraordinară care se liberează. Deci pierdem foarte mult energie la nivel mental. Și acest mental negativ, el face în felul următor. E ca și cum ai avea o cetate, Asta înseamnă stresul. Definiția stresului pentru mine este cetatea, așa cu zidurile rotunde, unde sunt arcașii și ai acolo doctori, polițiști, bucătari, gunoieri și tu stând stresat, iei tot personalul din cetate și stai pe marginea cetății cu arcul. Toți doctori, toți stau cu arcul acolo. Și atunci nimeni nu mai lucrează. Și vei muri de foame, de sete și de inaniție și adversarul nu mai vine. Pentru că stresul este ceva despre ceva ipotetic, modelizarea viitorului. Noi, în limba română, avem cuvântul îngrijorare, care este constructiv. Dacă știu că într-o săptămână, într-o lună, firma mea se închide, încep să mă pregătesc, învăț altceva, asta este îngrijorare, este constructivă. Dorm bine, mă ca să fiu în formă la interviu a doua zi, stres, trepidez și nu faci nimic. Nici nu reușești să schimbi ceva, nici nu construiești ceva și aici este. Dar rămâi de... blocat într-o situație care nu are soluție. Da. Una din persoanele cu care discutam avea un copil cu autism și în primă fază am discutat timp de 2 ani și ceva cu persoana respectivă, o dată, la 2-3 luni și odată îmi spune că are ficatul mărit, are ciroze, hepatică, inimă, tahicardie și tot. Dar de unde au apărut aceste boli? Copilul intrase la școală, copil cu dificultăți de exprimare, puțin, mai, puțin cu anumite mici blocaje, și respectivă educatoare nu a fost prea inspirată, l-a bruscat, nu a ținut cont de aceste mici particularități și copilul vine puțin frustrat acasă. Și atunci mama se certa zi și noapte cu acea educatoare în mintea ei. Dimineața, seara, ea se cuca cu ea în minte, dimineața se trezea cu ea că își ducea copilul la școală și de la toată această trepidare a ajuns să aibă toate aceste afecțiuni. Și am explicat foarte simplu. S-a schimbat cu ceva cu educatoarea? Nu. Copilul tău s-a schimbat cu ceva? Nu. Ce s-a schimbat în timpul ăsta? Tu te-ai atunci scoate din ecuație această mentalitate negativă, această energie negativă care o trimis către ea, începe să gândești pozitiv către ea, că poate și are probleme la rădui acasă, sau poate alți părinți, au... gândește pozitiv despre ea și mai vorbim în două-trei luni. Și în două-trei luni ea deja era mult mai bine și educatoarea se comporta mai bine cu copilul ei doar pentru faptul că a schimbat atitudinea. Pentru că ceea ce nu poți schimba, poți ignora. Uh, aș vrea să dau un exemplu aici, un exemplu foarte bine documentat. Este vorba despre savantul Henri Laborit, care a demonstrat cum ne afectează din punct de vedere mental, șocul emoțional. Se, se vorbește mult despre psihosomatică, dar singurele studii la nivel biologic pe care le, am, le cunosc sunt ale profesorului Henri Laborit, care el a demonstrat ceva foarte simplu. Din punct de vedere celular, ai trei căi ca să scapi de stresul psihic. Ai luptă, fugi sau ignoră. Ce înseamnă asta? A pus un șoricel într-o cușcă legată printr-un tunel cu o altă cușcă. Avea o portiță care putea fi ridicată atunci când dorea experimentatorul. Când era curentată podeaua, respectivă cușca respectivă, șoricelul se zbătea foarte tare, hormonii de stres și adrenalină, cortizol, ACTH, erau foarte ridicați. Când șoricelul reușea să scape, în zilele în care se deschidea portița, după jumătate de oră, el nu avea nimic în sânge, deși fusese securitat la fel. Și, și profesorul Henri Laborit a demonstrat că nu șocul emoțional, nu veștile, nu uh, presiunea care se pune asupra în în îmbunăvește, ci faptul că nu acționezi. Dacă acționezi în prima jumătate de oră, în fața unei, uh, unei acțiuni, în fața unei situații neprevăzute, în jumătate de oră, trebuie să iei o decizie bună sau rea. Interesant este că nu contează să fie bună. Doar faptul că ai luat-o. A, e ca o săgeată pe care ai deviat-o și trece pe lângă tine. Te depășește de... Te depășește săgeata. Pentru că nu ai să... Ca dovadă că în a doua, similar acestui experiment, a pus doi șoricei o grilă de separare. Când grila era ridicată și șoriceii se băteau puțin, iarăși nu se bolevea niciunul. Deci ceilalți șoricei la 3-4 luni făceau tahicardie, diabet, toate bolile. Dacă lași șoricelul, cobaiul să acționeze, nu se îmbolnăvește. Noi toți suntem diferiți. Și sunt persoane care acționează într-o astfel de situație diferit. Unii se consumă în interior, alții izbucnesc și se ceartă și probabil fac dita mai scandalul, iar, nu știu, alții sunt inerți. Știi că scandalagii trăiesc mai mult decât cei care se consumă în interior. Da? De, da. Pentru că exteriorizează. Ca dovadă că, în experimente, îți arată că a treia variantă este că șoricelul a fost curentat și apoi a fost injectat, a căzut în somnolență iarăși nu avea stres. Ca dovadă, el a calculat în acest fel care este durata pe care o avem la dispoziție pentru a evita somatizarea uh, șocului emoțional sau acțiunii. Avem 45 de minute la, la dispoziție. Cum să spun, dacă eu ieșind din această emisiune în cade o cărămidă în cap, eu uit că am făcut emisiunea. Dar dacă îmi cade după două ore, eu îmi voi aduce aminte că am făcut emisiunea. Deci avem timp între 45 de minute și o oră să ori să luptăm cu respectiv ori să fugim, ori să ignorăm. Ignorat înseamnă că dacă ți s-a întâmplat ceva și nu găsiți o soluție, ignor poate și la modul acelui proverb românesc. Faci haz de necaz. Se întâmplă lucruri, trebuia să ajungi undeva neapărat la un interviu, pentru muncă. O, și s-a oprit autobuzul, este ceva... Și ai două soluții. Nu mai poți ajunge, da? Deci nu mai poți lupta. De fugit te poți întoarce acasă, dar te întorci cu acea revoltă. Nu înseamnă că nu trebuia să ajung. Știți că e acel text care spune că nu lăsa să pună soarele peste mânia ta. Exact. Creierul este o mașină care trebuie să intre în service în fiecare zi. Dar serviciul este deschis doar de la 10 la 12 noapte. Dacă tu acele două ore, în loc să lași creierul adormit, să intre în serviciu, să repare, tu pentru că mintea care este stresată turează. De aici se spune că prostul are mintea odihnită. El nu turează nimic. <laughs> Dar omul stresat turează, turează. Și atunci creierul nu se regenerează. Și uite cum scade longevitatea noastră. Nu lăsăm creierul să se odihnească la timp. În general, persoanele stresate nu adorm repede. Nu Asta adorm am vrut să timp. vă întreb. Am vorbit despre partea mentală. Și ați vorbit la început, în cazul bioritmului, despre partea alimentară. Dar dacă vorbim de somn, că e partea cea mai importantă a bioritmului. Toamna, să spunem că se întunică la 8, vorbim octombrie, 8 jumătate. Să nu depășească o oră jumătate a soarelui. Ce ar trebui să dormim la 9 jumătate. jumătate? Da, perfect. O oră jumătate toamna și primăvara, 3 ore iarna și vara a soarelui să nu depășească. Astea sunt regulile. Și dacă faci lucrul acesta, creditul va fi odihnit și uh, comenzile pentru a doua zi vor fi mult mai... Uh, și mult câte mult mai ore? O, asta corpul tău îți spune. Corpul tău. Te trezești automat? Da, da. După ce, când ești odihnit, te trezești. Nu trebuie pus neapărat... Pentru persoanele care încă nu reușesc să se culce de vreme, trebuie pus ceasul trezirea la aceeași oră. După ce ți-ai făcut bioritmul, o să vezi că dacă te culci la timp, corpul tău îți dă deșteptarea la 4, la 5, la... Și atunci ești odihnit și începi sarcinile care vrei să ți le... Începi să faci ceea ce consider că ai de făcut. Am vorbit de lucrurile firești, lucrurile simple da. care ar trebui făcute, dar avem așa niște soluții mai rapide care ne pot duce la, la creșterea longevității, dacă vorbim de frumusețe. Ați vorbit, spre exemplu, despre calitatea părului. Una bazică ar fi chiar vitamina C. Să consumăm vitamina C și vitamina C menține un nivel antioxidant ridicat pentru că ceea ce nu constituzăm noi avem nevoie de puțină vitamina C în anii 50 sau în anii 1800 dar astăzi stresul radicalar este foarte mare, din aer, din apă, din tot ce mâncăm, și vitamina C ajută la păstrarea acestui nivel. Deci vitamina C ar fi una. Vă explicați de ce românii au lipsă de vitamina C? Pentru că am discutat și cu doctori și cu nutriționiști și mi-au spus același lucru. Nu există român care să nu aibă deficit de vitamina C. Nu m-au consultat pe mine. <laughs> da, vitamina C, dacă știm lucrul acesta foarte simplu, toleranța intestinală. Dacă scaunul apare, apare scaun moale, atunci înseamnă că ești la nivelul, ai depășit puțin nivelul. Deci cine vrea să consume vitamina C, să consume... Acum, de exemplu, medicii din Japonia, în perioada COVID-ului, recomandau un gram de vitamina C din oră în oră, timp de șase ore. La Fukushima, trimitem studiile, sunt 7-8 studii, persoanele care lucrau în site-ul radioactiv primeau 20 de grame de vitamina C injectabil și nu erau afectați de radiații electromagnetice. Dar are același efect și dacă ei nu știu, capsule sau în diferite forme? Forma perfuzabilă este mai performantă, este o formă liposomală și mai performantă, dar vorbesc de vitamina C pudră, obișnuită, alte tehnici. Unde vedem o longevitate foarte mare? Există o specie studiată, se numește infuzoria, care au descoperit cercetătorii că este imortală. Este o fel de meduză care, atunci când celulele din uh, exteriorul, uh, să spunem, uh, de la extremitățile meduzei, încep să degenereze, încet să se apropie de polipul principal, ea începe să își regenereze celulele de la capăt și atunci mai trăiește odată tinerețea. Uh, noi vorbeam acum de limita lui Heiflich. Să știți că există o excepție care confirmă regula. Dacă un, uh, un ovul fecundat are 70 de replicări, s-a studiat în laborator, Interesant este că acel ovul fecundat de sex feminin, în primele trei luni, are propriile ovare. Care? Tocmai spuneam că o celulă se divide doar de 70 de ori, dar uite că acel ovar, acelui fetițe, poate să dea naștere altui copil care o să aibă iarăși 70 de replicări. Deci, de fapt, fiecare celulă ar putea să mai replice de 70 de ori dacă primești un anumit program informațional. Se pare că acea meduză știe acest secret și că această limită a lui Heiflich ține de o de un sens, de un rost al respectivului, al respectivei ființe pe acest pământ. Deci, păi ce... e ceva care se poate aplica și nouă, pentru că am înțeles povestea da. meduzei. De ce meduza și de ce nu lupul, iepurile sau pasărea? Pentru că trăiește în mediul marin. Și acum am să spun unul din secrete. Alexis Carel, care a devenit medicul cu familie Rockefeller, și informația pe care vă dau acum este vorba despre un premiu Nobel, a ținut inima unei găini care normal trăiește doar 5 ani. 27 de ani în viață și băteam continuu. Experimentul Alexis Carel este foarte cunoscut în lumea științifică. Și ce a făcut concret? Și un student, într-o singură zi, a uitat să schimbe apa, atât doar a uitat să schimbe apa și inima a murit. După 27 de ani. Și veți vedea citatul. Celul, a spus el, este nemuritoare. Secretul este să o hrănești zilnic la timp și să evacuezi deșeurile la timp. Și spunea că celula de fapt este nemuritoare. Cum putem noi aplica lucrul acesta? Dar în ce ținea el respectivă inima de găină? Și astea sunt cetele mele personale. Nici nu am vorbit despre ele până acum. Alexis Carel a studiat în Franța, la Lyon, unde a fost coleg la clinica marină cu Jean Jarico. Făceau experimente cu apă de mare. Și el a plecat cu acea apă de mare în America și a devenit medicul fundației, primul Nobel, cu acest experiment, ținând un pui de găină în ce? Ținea în apă de mare diluată după anumite metode. Și cineva a preluat de la Alexis Carel... Un foarte mare, Ivo Pitangui, cel mai celebru chirurg dermato, etc., făcea chirurgie facială în Brazilia, avea insula lui personală, foarte multe staruri americane s-au operat la Ivo Pitangui și eșantioanele de pele le ținea, la fel, în apă de mare. De aia meduza respectivă trăia. Noi ce suntem ca ființă umană? Suntem un acvariu unde celulele noastre înnoată într-un mediu salin. Cele șapte fluide biologice, de la amniotic, cerebru spinal, cervei, tu sinovială, plasma să sanguină, este o soluție salină. Dacă știm să respectăm acel proces, apăsare, apăsare, pare bazic. Există un academician, acum am văzut un articol, numele lui Iamandescu, academician sau ceva de genul acesta, spunea că uh, lipsa sării din corp încetenește influxurile nervoase de 11.000 de ore. Păi bun, dar aici e o contradicție. În acele avertizmente cineanii ni se spune că trebuie să reduci consumul de sare. Am să îți trimit pentru această emisiune chiar citatul lui, unde ar spune așa: Mulțimea a fost prostită cu sintagma, uh, excesul de sare și de zahăr, etc. Dăunează de sănătății. Trebuia separat sarea de zahăr. Le-au pus în aceeași oală. Deci, secretul care este? Să-i dai corpului ce trebuie la timp și, de exemplu, o soluție foarte practică: nu mânca dimineața până nu ai un scaun. Pentru că Alexis, care a spus că celula este nemuritoare și dacă trebuie să introduci zilnic ce trebuie și să evacuezi zilnic ce trebuie. Dacă mănânci dimineața fără să ai un scaun, asta înseamnă că tot ce a lucrat corpul noaptea să elimine, va fi reabsorbit în intestin. Și toate cele, de fapt, au fost toxine. Nu se mănâncă dimineața pe un scaun. Și asta este concluzia bazică, simplistă. Poate unii se duc la clinici supra dotate tehnologii și el nu face ceva bazic. Nu păi ține cont de ce a spus Alexis Carel. Bun. Și ce fac persoanele care au o problemă cu constipație? Foarte bine. Dacă o problemă cu constipația, să o țină pe sucuri de fructe, pe apă, pe sare, liniștit, până apare scaunul. Nici o problemă Poți să mănânci fructe, poți să mănânci salate de legume, foarte lejer alimentație, până apare scaunul, pentru că constipația este o lipsă de fibră alimentară. Cu siguranță asta este și problema. Un alt secret, chiar secret se numește acesta, se numește Cartea Secretul patriarhilor. Arhilor, scrisă de un inginer, Marcel Violet, care a colaborat cu Remi Beau, președintele Academiei de Medicină din epoca în anii 54-60, și care și-a pus o întrebare foarte simplă. De ce grădinare udă, grădină, cu apă de ploaie și plantele cresc foarte vigoros, apă de ploaie nu conține nimic? A pornit de la ceva foarte badic și atunci a făcut un experiment la institut. A luat apă de ploaie, nu, pardon, apă simplă și uh, tridistelată, a distelat-o de tot ceea ce era organic, mineral, tot, nu mai avea nimic în ea, și a sigilat-o, vidat-o și a pus eșantioane la fereastra Institutului și alte eșantioane în beciul Institutului. Unele stau la lumină, unele stau la întuneric. Și după trei luni a luat mormoluș de broască, tetar, și a pus în cele două eșantioane mormolucul pus în apa care a stat în beci, a făcut ataxie musculară, a murit în câteva ore, și ceilalți au stat 3 4 stămâni, chiar și au făcut dezvoltarea organică spre broască, fără să fie hrăniți, doar stând în acea apă care a stat la soare, timp de 3 luni. Și s-au hrănit cu lumină? Ideea este că apa expusă la lumină a captat ceea ce el numea unde vitale. Experimentele au fost foarte serios făcute la Belfort. Pe 3.000 de pacienți a făcut experiment cu această apă. Toate tratamentele medicale reușeau cu, cu 70% de, la 100%, mai puțin în spital. Și interesant, după o lună după folosirea acestei ape, apă ținută la soare, nu mai era nimic în condica de reclamație. Nimeni nu mai... Erau oameni zen, erau calmi, etc. Ei, Marcel Viet a făcut un aparat, a creat un biodinamizator în care obține acest lucru. Și cum îl obținea? De fapt, el a înțeles că ceea ce primim din uh, energia aceasta cosmică sunt unde vitale, le-a calculat puțin și frecvența și a zis cum le-am putea primi mai repede. Și el și-a dat seama că, de fapt, această energie se descarcă în mod firesc sau se descarcă mai repede când noi intrăm pe frecvența acelei energii și a creat un aparat care folosea de fapt un aparat de broiaj german. Singurul impediment a fost că nu a putut demonstra care este principiul activ. Nu se putea măsura în apă. Nu putea măsura nimic în acea apă. Dar efectul biologic era foarte evident. Și aici este păcatul primordial al Occidentului, aș putea spune. Pentru că dacă ne uităm, chinezii când au descoperit busola, ei nu știau de mișcarea de spin, de fizică cuantică. Dom'le, busola arată tot timpul la fel, ți-o dau ție în mână, arată la fel. Atunci este reproductibil, de neînțeles, dar vom folosi. Astăzi, în Occident, dacă nu putem demonstra principiul activ, nu ești lăsat să folosești sau să utilizezi sau să promovezi acel lucru, deși el este reproductibil, este științific, ca și rezultat, dar nu avem înțelegerea conceptului. Dacă ar fi să dai niște sfaturi pe zona de frumusețe concret, care ar fi? Când vorbim de păr, piele, nu știu, sănătatea fizică, dar care se și vede în exterior. Da. Am trecut puțin. Prin ele până acum, în aceste sfaturi, ar fi mâncatul la oră fixă, dormitul la oră fixă și pare puțin robotic ceea ce face. Pentru că mulți spuneau, Adrian, când se întunecă, de parcă simt și eu mai liniștit, copiii adorm, încep să am timp de mine. Și eu îi spun, de ce n ai face lucrul ăsta de la 3 dimineața? Atunci dormi cel mai bine. Dormi cel mai bine că te-ai târziu. Dacă te culci, uh, uite, îți dau un exemplu și cu celebrul chirurg Leon Danilă, decanul, cred că, neurochirurgilor din, din întreaga lume, care a fost întrebat care este programul lui. Și n-a vrut să spună de cât timp. A spus, de mai multe decenii, mă culc în fiecare seară la ora 9 și mă trezesc la ora 3. Căutați interviul profesorului Leon Danilă. Și la, cred că are 90 de ani, el încă operează, perfect lucid, spune, la 3 dimineața mă trezesc, mă ocup o oră de mine, o oră îmi fac planul pentru ziua respectivă și la 5 plec pe spital. În momentul în care îți respecti bioritmul, de fapt, viața ta capătă o și mai mare amplitudine, ți se deschid mai multe porți și ai și mai mult timp. Doar din, din această... Cred că este o inerție lumea aceasta în... Scuză-mă că spun, dar astăzi când este un film, până la doilea film nu mai este reclamă între ele. Te lipește unul de altul. Nu trebuie să intrăm în capcana aceasta. Alege filmul care îți dorești să-l vezi, îl vezi atunci când dorești, dacă nu-ți cumperi DVD-ul, dar nu te lăsa dus uh, peste limita de culcare. Respectă-ți ora de somn, pentru că acest corp al nostru este ca un... îmi place foarte mult hipismul, este ca un cal de curse. Dacă tu îi spui, când ajungi la acest obstacol, sari cu această înălțime și după aia îl tragi cu frunul jos, corpul nu va mai înțelege nimic. Și îți dă blocaje când auzi atacuri de panică, tiroidă, toate aceste probleme, este din cauza că uh, extrapolez ce tiroida. Tiroida este organul de adaptare la stimuli exterior care îi primești. Dacă tu azi îi spui așa, mâine așa, apoi mâine așa, corpul tău nu mai înțelege nimic, nu te mai ascultă. Un atac de panică este, am văzut ruibiș care au atacuri de panică, este înspăimântător, un munte de om care începe să tremure și e frică de nu știu ce. Nu se poate așa ceva. E clar, corpul nu te mai ascultă. Nu te mai ascultă pentru că tu nu l-ai ascultat pe el. Dacă îi respecti nevoile foarte ferești dă-i mâncărică la timp, cum am spus cei din închisuri, era mare lucru. Dă-i ce -i dai, la dă la timp, culcă-l la timp și o să ai un corp ca un cal de rasă de curse care te ascultă în tot ceea ce vrei să faci. Ăsta este secretul banal și... și, minunat în același timp al longevității. Dacă ar fi să dați un sfat final, care ar fi? Fix către telespectatori. Cred că este exact ceea ce am spus la început. Nu adăugați ani vieții, ci viața anilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Vornicu, pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit. Și mulțumesc și vorbind despre longevitate, doresc ca emisiunea dumneavoastră să fie cea mai longevivă din spectrul audio -vizualului. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim, Concelex, pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine!